avem grijă de sănătatea noastră. Dar când se ajunge la operații sau nu se mai poate sau așa, doctorii sunt și ei ca și cum bârbâi eu acum cine sunt și ce trebuie să gândesc sau să fac, unde să mă adun, să meditez, așa sunt și doctorii. Ei bâșbâie, de fapt, despre cum e sănătatea, cum trebuie apărată, cum trebuie lecuit și așa mai departe. Când se întâmplă operațiile, de fapt, intervine universul și are grijă, dar înainte și după hotărăște omul înăuntricul său ce face și unde merge, dacă se întoarce pe pământ sau nu. Da, e foarte frumos ce asta se întâmplă. Și toate cu răpiri, cu extraterestri, cu nu știu ce, de fapt intervine universul și avem amintiri așa mai dubioase. Dar e multă dragoste și atenție din partea universului și ne țin, mai că noi am uitat. Noi am știut asta dintotdeauna și lucrurile alea pământul explodează sau se întâmplă lucrurile, nu știu cum, s-au întâmplat de mult, da? Noi am sărit pe alt pământ, numai că acum, deci noi am sărit și acum ne aducem aminte de fapt cine suntem și suntem o grămadă de lume, din toate galacticile, toate universele posibile, din noi și din afară și așa mai departe. Deci, suntem și fiecare descoperim că putem lucra cu energiile și fără frică, dacă se ajunge la să-și permită cineva ceva, nu-i lăsat de univers. Nu se... Poți să fii cât de șmecher și de să încerci să te folosești de energia cuiva sau să manipulezi omul sau să-l ghidezi aiurea. Pentru tot se plătește și dacă omul a venit pe pământ să facă tot felul de lucruri, nu plătește pentru tot, pentru orice gând. Vai, cum e asta? Orice gând. Darmite cuvânt, darmite faptă. Da, după faptă și răsplată, da? Acum ne trezim cu toții și ne aducem aminte de fapt cine suntem, da, și cum mâncare, nu avem nevoie. Poate să-mi zică cine vrea, dar până nu înțeleg eu că nu am nevoie și nu simt și plec, corect. Și eu am înțeles acum că nu am nevoie de nimic, totul e în mine, numai că aici se mai întâmplă niște amintiri, da? Îți aduce aminte cum ești de fapt și eu ziceam că se upgradează lucrurile, de fapt se dă la o parte, se dă la o parte perderele și îți aduce aminte de fapt cine ești și cum ești. Deci n-ai nimic pe pământul ăsta să trăim o viață nouă, da? Foarte frumos. Dă bună viață nouă!